Astăzi, la ora 15, Parlamentul s-a convocat în ședință extraordinară. Ședința este prezidată tot de socialistul Eduard Smirnov, iar ordinea de zi prevede instituirea unei comisii pentru alegerea președintelui și a vicepreședinților Parlamentului, formarea biroului permanent și constituirea comisiilor permanente. Totodată, deputatul PSRM Ion Cioban a propus pentru agenda și alte chestiuni acțiune declarată contrară regulamentului Parlamentului de democratul Sergiu Sârbu. La ședință sunt prezenți 99 de aleși ai poporului, absentând Irina Vlah și Ion Tomai. În același timp, președintele PSRM Igor Dodon a scris pe contul său de pe o rețea de socializare că unica rezolvare a situației cu guvernarea sunt alegerile anticipate, iar vizita de ieri a unor lideri europeni a calificat-o drept vizita bonelor de la Bruxelles, sugerând președinților PLDM, PDM și PL să plece cu acestea, întrucât socialiștii pot să rezolve problemele din țară și fără ei. Premierul român Victor Ponta a postat și el pe o rețea de socializare un mesaj în care sprijină formarea unei majorități pro-europene la Chișinău. La fel, el menționează că liderii partidelor pro-europene care au acces în Parlament au nevoie acum de sprijin real și concret din partea executivului de la București, iar acest lucru va demonstra faptul că România este cel mai bun partener pentru țara noastră. Gaz Natural Fenosa s-a adresat la ANRE cu solicitarea de recalculare a tarifului la energie electrică în legătură cu majorarea cursului valutar pentru dolarul american, care azi a atins cotația de 17,25 lei, o decizie în acest sens urmând să fie adoptată zilele acestea. În același timp, guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu a explicat la o emisiune TV deprecierea leului prin impactul puternic asupra economiei noastre a șocurilor externe. Potrivit lui, situația economică din Rusia, dar și embargourile impuse de acesta pentru produsele agricole moldovenești au influențat direct căderea leului moldovenesc. Totodată, Drăguțanu a refuzat să spună când valuta națională s-ar putea stabiliza. Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Farid Muhammedshin, aflat ieri cu o vizită de lucru în Găgăuzia, a oferit un set impresionant de cărți unui gimnaziu din localitatea Gaidar, municipiul Comrat. Acțiunea a fost posibilă cu suportul Departamentului Relații Internaționale a Guvernului Rusiei. Farid Muhammedshin a menționat că zilele acestea va mai fi alocată suma necesară pentru procurarea mobilei în biblioteca școlii și pentru dotarea tehnică a acesteia. Peste 39.000 de apartamente din capitală au datorii de peste 1.000 de lei la plata pentru agentul termic, potrivit datelor administrației ESA-CET2. Totodată, aproape 8.700 de apartamente însumează restanțe de peste 7.000 de lei. În instanțele de judecată au ajuns 140 de dosare, pe care debitorii persoane fizice și juridice au de achitat peste 1.600.000 de lei. Ministrul în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a propus schimbarea denumirii instituției în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, așa ca în statele europene. Declarația a fost făcută de Bumacov pentru curentul.md. Propunerea urmează să fie examinată după formarea unei noi conduceri a executivului. Liderul Partidului Național Liberal, Vitalia Pavlicenko, susține într-o postare pe blogul său că funcția de șef de stat ar trebui abrogată. Mai mult, aceasta prevede și programul formațiunii adoptat la 3 decembrie 2011. Nouă președinte ne trebuie urvoință politică și responsabilitate pentru securitatea cetățenilor, a conchis în aceeași postare Pavlicenko. În același timp, liderii partidelor parlamentare pro-europene au spus de nenumărate ori că funcția de președinte a țării este una importantă și impartajabilă. Rusia a reacționat astăzi la discursul de ieri privind starea națiunii al președintelui american Barack Obama și a spus că Statele Unite vor să impună europenilor poziția lor privind criza ucraineană. Obama a declarat că țara sa susține democrația din Ucraina. La rândul său, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a menționat azi că Statele Unite vor să domine lumea, dar ar fi bine ca Washingtonul să treacă de la dictat la cooperare. Primarul Parisului, Anne Hidalgo, va acționa în judecată postul TV american Fox News pentru felul în care a mediatizat atacurile de la Charlie Hebdo. Oficialul consideră că imaginea și onoarea Parisului a fost prejudiciată prin remarcele postului TV, precum că există zone în capitala Franței unde le este frică să meargă chiar și polițiștilor. Astăzi, elita politică și economică a lumii se întrunește la Davos, Elveția, unde se va discuta despre soluțiile pentru depășirea instabilității politice, a extremismului și terorismului. La forumul de 4 zile de la Davos vor fi prezenți circa 2500 de participanți oficiali, printre care cancelarul german Angela Merkel, președintele Franței François Hollande, secretarul de stat al Statelor Unite John Kerry, președintele ucrainean Petro Poroshenko și ministrul rus de finanțe Anton Siluanov.